Handbalistele de la SCM Râmnicu-Vâlcea urmează și ele, ca toți sportivii, un program de pregătire acasă. Gruparea olteană lupta pe trei fronturi în momentul întreruperii competițiilor sportive, campionat, Cupa României și Liga Campionilor. Tehnicianul vâlcencelor, Florentin Perea, crede că este imposibil ca într-un timp foarte scurt jucătoarele să revină la un potențial normal și să dispute atâtea meciuri. Să începi campionatul, cred că ar fi aproape imposibil pentru sportivi și nu știu cât sportivi ar accepta să intre după 7 zile, după a ta pauză. Mai sunt situații destul de ciudate și vis-a-vis de sportivii străini. Avem noi în echipă, avem sportive care sunt plecate în străinătate, atunci când vor reveni în țară, avem sportive care sunt în zona roșie, va trebui să intre 14 zile în carantină. Perea mai declarat că în cazul înghețerii campionatului să nu se acorde titlul de campion. Eu cred că cea mai corectă variantă ar fi ca titlul să nu se acorde, iar în ceea ce privește retrogradarea, în momentul de față suntem 13 echipe, deci o echipă ar putea să promoveze fără niciun fel de problemă. El a venit și cu o soluție de final de campionat. Am văzut în Franța sau în alte țări se discută pentru a mări numărul de echipe. Știu că sunt foarte multe campionate care s-au încheiat deja și iau în calcul și varianta asta să meargă în următorul sezon cu 16 echipe. În momentul întreruperii campionatului mai erau 7 etape de disputat în Liga Florilor. Vâlcea era pe primul loc, dar șansa cea mai mare de a câștiga titlul o avea CSM București, formație care avea un meci mai puțin disputat.